Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea generală pentru luna aprilie 2022. Etalare pentru zodia Capricorn, ascendent lună în zodia Capricorn. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un comment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Bun, dragilor, haideți să vedem în primul rând care este energia primei săptămâni de luna aprilie. Și aici avem un 8 de spade. Voi treceți printr-un blocaj. Nu comunicați cu o anumită persoană, nu vedeți o cale de ieșire dintr-o problemă. Porniți hotărâți, nu știu, să dați un examen, să cumpărați ceva, să discutați cu cineva și vă întoarceți din drum. Nu aveți încredere că o să fie cu succes. Apar foarte multe neliniște în viața voastră. Puteți avea de face și cu un semn de aer gemeni balanță vărsător. Aici poate fi vorba și de faptul că nu comunicați cu persoana iubită. Na, apare blocajul aici, nu comunicați, deși iubiți foarte mult această persoană, nu știți ce gândește, ce vrea, are de gând să se întoarcă, nu are de gând. Parcă cereți așa în durare, parcă vă rugați ca lucrurile să-și revină și să depășiți acest moment tensionat. În a doua săptămână avem judecata, vedeți? Ce frumos că vă sunt ascultate rugăciunile și veți primi semne în săptămâna aceasta. Wow, câte mesaje au căzut. Astea erau așa. Da, primiți un mesaj. Aveți parte de o conversație cu persoana iubită care este destul de agitată. Ei bine, dacă și până acum ați întâmpinat situații negative, urâte, nu știu, discuții mai aprinse cu persoana iubită, să știți că în a doua săptămână lucrurile nu vor sta chiar așa. O să vă surprindă atitudinea acestei persoane care nu mai este pusă pe harță, nu vă mai învinovățește, nu vă mai pedepsește, parcă schimbarea ei este bruscă. Faceți fapte bune, de aceea o să aveți parte de aceste lucruri frumoase și chiar veți sta pe gânduri. Nu știți ce s-a întâmplat, de unde schimbarea acestei persoane. Pe de altă parte, vorbim de faptul că rezolvați sau așteptați niște rezolvări în acte și din cauza unei persoane nu prea ați reușit până acum. E persoană mai tânără sau e o femeie, poate, dar încep să apară semne, informații că lucrurile se vor așeza în viața voastră. În a treia săptămână avem valetul de cupe, îmi cer scuze. Posibil să aveți de-a face și cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Aici vorbim despre noutăți. Conversații, poate planuri de a pleca în străinătate, rezolvați acte. Unii dintre voi poate treceți printr-un divorț și de aici mi-apar situațiile acestea mai încordate, la care așteptați o rezolvare. Poate fi și lucrul acesta. Ei bine, în a treia săptămână veți avea parte de multe lucruri frumoase, chiar veți discuta sau veți face anumite drumuri în interes personal, dar și pentru a rezolva o problemă din trecut. Acte, da, documente, să vedeți pe cineva, revine cineva de la drum lung în viața voastră, auziți o veste despre o anumită persoană, dar este o persoană care vă interesează și chiar o să vă surprindă situația aceasta, pentru că ați avut momente de disperare sau veți auzi că această persoană suferă foarte mult după voi, numai că aștepta semne ca să se întâmple minunea, da, să vină să vă caute, să vă arate interes. Pe de altă parte, da, puteți auzi poate de suferința cuiva sau așteptați un semn de la o persoană care să vină să vă ceară iertare sau să vă ceară ajutorul, o persoană care v-a întors spatele la un moment dat și v-a spus că nu interesează, nu îl interesează, dar nu interesează să de persoana dumneavoastră, de persoana voastră. Și se întoarce roata. În a patra săptămână avem lumea, o reușită garantată. Se încheie un capitol din viața voastră, vi se îndeplinește un vis, o dorință, dar văd și energia călătoriei în străinătate. Oricât pe voi vă bate gândul să începeți o viață nouă în străinătate, da, să vă stabiliți în altă parte, dacă vă gândiți la lucrurile acestea, să știți că va fi cu succes. Da, că văd mesaje, rezolvări, foarte multe rezolvări în a patra săptămână, un noroc neașteptat.
Veți obține ceea ce vă doriți, o conversație cu o anumită persoană, actele vă ies, vă găsiți casă în altă parte, da, vă mutați în țară, vi se îndeplinește o dorință. Sunteți căutați de persoana iubită, depinde de la caz la caz ce vă doriți fiecare dintre voi, dar reușita este garantată. Puteți avea de face și cu un taur, cu un vărsător, cu un leu, văd aici. În dragoste avem leul, avem puterea. Da? Trebuie să aveți răbdare, să nu acționați impulsiv, pentru că veți avea reușită. Aveți de face cu o persoană foarte arogantă, foarte dominatoare, care încearcă să dețină controlul și care este la o răscruce de drumuri. Dacă nu acționați impulsiv, e foarte posibil să aveți succes. Aici e vorba și de o alegere în dragoste. Să aflați că persoana pe care o iubiți a renunțat la relație, la relația pe care o avea pentru voi. Și acum parcă nu credeți că e posibil așa ceva. Deși își dorește cu tot sufletul să fie cu voi, încă vor fi piedici aici, din cauza fostei relații sau încă este căsătorită persoana respectivă și până când nu se încheie tot, nu e o situație foarte ușoară, dar nu e o relație foarte ușoară. Din punct de vedere profesional avem moartea, o schimbare radicală. Puneți punct și luați de la capăt. Încheiați o colaborare. Vă apucați de niște studii, vreți să vă deschideți propria afacere, întâmpinați fel și fel de încercări, nu pot să zic nu, sunteți demoralizați, sunteți supărați de anumite persoane care nu au încredere în voi, dar le veți demonstra că puteți, că știți și că veți obține ceea ce vă doriți și chiar asta se va întâmpla. Veți face o schimbare mare, o schimbare majoră și veți afla intențiile unor persoane de la locul de muncă. O să fiți mai atenți în cine vă încredeți și în cine nu, dar pe de altă parte, unii dintre voi chiar veți rezolva anumite probleme într-un mod foarte inteligent. Din punct de vedere financiar avem un 4 de bute, poate investiți în casă, cumpărați lucruri pentru acasă, să aveți liniște, poate vă faceți provizii unii dintre voi, da, pentru că văd implicare tot ce ține de casă, investiți bani în casă sau câștigați bani pentru casă, munciți pentru casă, sunteți ajutați în casă și așa mai departe. Dar aveți și energii negative în jurul vostru care vă supără, spunându-vă că nu veți reuși. De exemplu, dacă vă apucați să faceți o casă, sunt persoane care vă descurajează că nu o să puteți sau vă spun fel și fel de lucruri ca să vă facă să vă răzgândiți sau dacă v-ați apucat deja, să vă așteptați la guri rele, pentru că nu toată lumea vă vrea binele. Aveți grijă de bunurile din casa voastră, da? Pentru că sunteți foarte invidiați pentru ceea ce ați obținut, cu toate că ați muncit foarte mult pentru acele lucruri sau, de exemplu, dacă ați lucrat foarte mult timp în străinătate, sunteți priviți într-un mod diferit. Pentru că oamenii respectiv nu înțeleg că dacă mergeți în străinătate, asta nu înseamnă că sunteți avuți, că aveți avere. Pentru că numai voi știți cât ați tras pentru banii respectivi. Încercați să eliminați acei oameni din jur, pentru că e mai bine să nu vă atragă paguba la casă. Din punct de vedere al sănătății, sunt anumite probleme mai vechi care vă deranjează. La unii dintre voi văd și coșmaruri care se repetă. Și nu știți ce să faceți. Pe de altă parte, văd și îmbunătățiri în sănătate, poate chiar vă trebuie o pauză. Deci aveți nevoie de pauză, de odihnă. Poate ați trecut printr-un eveniment mai tragic unii dintre voi în ultimul timp și lucrul acesta încă se simte, încă se resimte, să spunem așa, nu v-ați revenit complet. A fost ca un șoc pentru voi, poate a fost un eveniment așteptat, dar ideea e că aveți nevoie de susținere. Pe de altă parte, pe unii dintre voi vă văd că aveți nevoie de un psiholog sau pe cineva, să aveți pe cineva cu care să puteți vorbi, să vă puteți pune oful de pe suflet. Vă concentrați foarte mult pe aspectul fizic, alții dintre voi să arătați cât mai bine, poate urmează un eveniment în viața voastră și vreți să iasă totul foarte bine, dar să arătați foarte bine la evenimentul respectiv, dar aveți nevoie și de repaus, de pauză, văd multă oboseală fizică, psihică. Surpriza vine cu regele de monede, care aduce multă stabilitate în viața voastră, succes, mai ales din punct de vedere financiar. Deci veți sta foarte bine, veți depăși anumite obstacole, pentru că aici vorbim de situație din destin. Orice încercare ați întâmpinat-o până acum nu a fost pur și simplu întâmplătoare, dar au fost teste, văd bani. Bani, deci succesul la voi, mare parte, stă pe partea financiară.
Poate primiți o moștenire, unii dintre voi. Pe de altă parte, văd că rupeți niște bariere, depășiți un impas, un obstacol de care tot încercați să scăpați de ceva timp. Apare și o persoană care vrea să vă susțină din toate punctele de vedere, poate pe planul sentimental, poate pe planul financiar sau profesional, să începeți ceva împreună. Dar apare și o moștenire în unele situații. Lucruri care se vor întâmpla rapid, dar sunt lucruri frumoase care vin în destin și vă ajută să scăpați de o stare negativă, da? Să depășiți un moment greu din viața voastră. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!